Salut, eu sunt Vlad, acesta este review-ul Startup.ro pentru un NAS Synology Disk Station DS718 Plus cu hard disk-uri Seagate Skyhawk Surveillance, adică o soluție ideală pentru un IMM care dorește să aibă un server mic pentru camere de supraveghere și nu numai. Synology Disk Station DS718, cum spuneam, este un NAS, adică un fel de server mai mic cu stocare pe el, pe care poți accesezi fișierele de la distanță și să le ai într-un mediu sigur. Acesta pe care avem noi în față are niște hard disk-uri Seagate Skyhawk Surveillance și, așa cum le spune numele, sunt cumva destinate camere de supraveghere, pentru că sunt optimizate să aibă încărcări 24/7 și înregistrare continuă. Dar să intrăm în detaliile tehnice ale lui Synology Disk Station DS718 Plus. La nivel tehnic avem un procesor Intel Xeon J3455 cu arhitectură pe 64 de biți și frecvențe de până la 2,3 GHz. Memoria RAM a sistemului e de 2 GB, dar poate fi extinsă până la 6 GB. Poți pune două hard disk-uri în suturi aferente. Pe modelul pe care avem noi sunt două HDD-uri de 1 TB, dar poți pune două de 10 TB de exemplu sau poți alege chiar SSD-uri. Capacitatea maximă ar fi de 98 de TB. La nivel de porturi avem două RAN, 3 porturi USB 3.0 și un port eSATA. E un dispozitiv de dimensiuni relativ reduse care e potrivit pentru afaceri mici și care nu vor să investească enorm în servere. De altfel, poate fi folosit pentru stocare de date. Greutatea e de 1,74 kg, are o adâncime de 232 mm și o înălțime de 157 mm. Nici nu e zgomotos, 18 decibeli. Transferul de date se poate face la 184 de MB pe secundă, iar citirea se poate face până la 226 de MB pe secundă. Detaliile tehnice ca detaliile tehnice, dar să vorbim și despre ceea ce poate să facă acest dispozitiv și la ce te ajută în afacerea ta. Eu recunosc că până acum câțiva ani, atunci când auzeam NAS, fugeam, pentru că mă interesau gadget-urile consumer și nu cele de business. Dar acesta e un dispozitiv interesant dacă ai o afacere mică și nu vrei să investești foarte mult în tehnica ta. Un NAS poate să te ajute în afacerea ta mică pentru a colabora mai ușor, pentru a avea acces la date oriunde lume și pentru a nu ocupa stocarea computerului. Pe Synology Disk Station DS718 Plus poți să instalezi în primul rând FireStation, care e o unealtă de management a fișierelor disponibile online, unde poți să folosești drag and drop ca să copiezi fișiere pe serverul NAS-ului. Fișierele pot fi sincronizate pe toate dispozitivele conectate la server. Synology oferă suita CloudStation și colaborare real-time pe documentele de pe server. Practic, poți folosi un Excel în rețea și poți colabora cu ceilalți colegi. Dispozitivul are și redare 4K a fișierelor media disponibile pe server. Ce mai poți face? Backup automat al fișierului din computer, evident, și securizarea acestora. O funcție esențială a Synology Disk Station DS718 Plus este cea de optimizare pentru camere de supraveghere. Synology oferă soluția Surveillance Station, care oferă managementul fișierelor stocate de către camere de supraveghere. Poți primi alerte inteligente în funcție de activitățile dubioase setate chiar de către tine. De asemenea, poți stoca și apoi reda offline fișiere după înregistrarea acestora. Practic, poți să descarci doar anumite tronsoane orare, doar anumite camere, să tai rapid un video la momentele importante și să colaborezi cu oamenii din echipa ta pentru asta. Poți accesa serverul de pe PC, Mac, iOS sau Android. Trebuie să vorbim și despre stocarea disponibilă. Evident, poți pune ce hard disk-uri sau SSD-uri vrei pe el. Noi avem însă Seagate Skyhawk Surveillance de 1 TB, care sunt optimizate pentru supraveghere. HDD-urile suportă până la 64 de camere video, 10 TB sau 2000 de ore de video. La final, să vorbim un pic despre preț. Dacă ai un business și, de exemplu, vrei să aplici la Startup Nation, ai nevoie de echipamente. Iar acesta este destul de ieftin. Modelul acesta costă 3500 de lei, dar am găsit și la 2500 de lei în diverse reduceri. Iar aceste hard disk-uri de la Seagate costă 250 de lei în varianta de 1 TB, dar dacă vrei mai mult, poți să ajungi și până la 10 TB. Eu am fost Vlad, acesta a fost review-ul Startup.ro pentru NAS-ul Synology Disk Station DS718 Plus. Până data viitoare, like, share și subscribe. O zi bună!